Discutăm astăzi despre conturi sparte, ce să faci odată ce se întâmplă deja o nenorocire. Eu sunt Alex Ștefănescu, folosesc pronume feminine, aceea e adresa mea de e-mail, o să o las și în chat. Dacă sunt întrebări care necesită mai multe nuanțe, ne putem auzi pe e-mail. De la Asociația pentru Tehnologie și Internet vă salut. Noi suntem o organizație din societatea civilă care împlinește anul acesta 20 de anișori. Facem advocacy, educație și conștientizare. Subiectul care ne preocupă în principal este cel al drepturilor digitale, practic intersecția drepturilor omului cu sfera tehnologică. Bun, hai să intrăm direct în pâine. Am pregătit pentru voi trei lucruri care se pot întâmpla. Nu sunt singurele, sunt o grămadă de variațiuni pe aceleași teme, dar le-am ales ca niște exemple pe marginea cărora putem discuta. Sunt niște chestii super reale, s-au întâmplat, sunt sigură că știți cel puțin o persoană căreia i s-a întâmplat una din aceste lucruri, dacă nu, din păcate, chiar mai multe persoane, sau chiar organizații care au pățit una din aceste pățanii. O să vorbim despre ce se întâmplă când un cont e spart sau preluat, despre ce se întâmplă când informația voastră este copiată, ștersă sau criptată și ce se întâmplă când unul din dispozitivele voastre este infectat. Vă rog să scrieți, dacă aveți întrebări, să le scrieți în chat atunci când se formulează, ca să nu se uite pe parcurs. Pentru fiecare din aceste exemple, o să trecem prin patru pași. Primul pas, cum oprim dauna din a se înteți. Al doilea pas, cum facem inventarul răului deja făcut. Apoi, cum determinăm care sunt clauzele plauzibile. Și, în ultimul rând, cum facem ca altădată să nu se mai întâmple sau cel puțin să nu se întâmple fix așa. Să începem cu începutul. Să zicem că ne-a fost spart un cont de social media. Prima întrebare e cum putem opri dauna. Dacă ne putem loga în continuare în contul nostru, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să schimbăm parola și să schimbăm sau să autentificăm sau să activăm autentificarea în doi pași. E important să schimbăm autentificarea în doi pași dacă o avem deja activată, nu neapărat dintr-un tip de autentificare în altul, deși acest lucru ar putea ajuta. Dar în orice caz să o schimbăm, mai ales dacă folosim autentificare prin one-time codes, pentru că există o posibilitate ca atacatorul să fie legat metoda noastră de autentificare cu un cont al său. Și atunci ar trebui neapărat să o schimbăm sau să o resetăm. Parola, deja știm, e important să o schimbăm imediat ce intrăm din nou în cont, pentru că în cazul în care nu avem autentificare în doi pași și atacatorul doar a ghicit sau a spart parola, trebuie să nu mai poată folosi. Ideal este o să o schimbăm cu o parolă care nu are nicio legătură cu prima. Dacă nu ne putem loga, și aici este cea mai mare durere, din păcate nu avem altceva de făcut decât să urmăm instrucțiunile de recuperare ale contului. Fiecare platformă are propriul set de instrucțiuni, unele cer mare acusarea, altele fac viața un picuț mai ușoară, iar pentru unele platforme, mai ales dacă nu sunt de la niște companii foarte mari, nu există o metodă de a-ți recupera contul dacă cineva a intrat și ți-a schimbat parola. Unele persoane, atunci când sparg conturile, schimbă imediat și adresa de e-mail, ceea ce face încă și mai dificilă recuperarea contului. În cazul acesta putem să trimitem un e-mail la e-mailul dedicat de suport al platformei respective sau putem să urmăm instrucțiunile care ni se prezintă în pașii de logare, dar mult mai mult nu putem face. Sunt anumite organizații din societatea civilă, cum este Access Now, care poate mijloci legătura cu una din aceste companii, însă chiar și acest lucru nu funcționează totdeauna. Dacă ne-a fost spart un cont de social media, trebuie să ne anunțăm comunitatea printr-un alt canal, pentru că informațiile postate de pe cont nu mai sunt sub controlul nostru. Este bine să se știe cât mai devreme că informațiile postate nu mai sunt sub controlul nostru, pentru că
S-ar putea ca ceea ce se postează să ne afecteze reputația grav și atunci e bine că oamenii să știe din timp. Ajută să se mai știe lucrul ăsta, poate și dacă persoanele din comunitatea noastră au legături cu platforma pe care aveam contul, poate ei ne pot ajuta. În momentul ăsta, pentru a opri dauna, este foarte important să securizăm celelalte conturi de social media ale asociației. Schimbăm parola, eventual, și activăm autentificarea în 2 pași, foarte important. Parola nu trebuie să o schimbăm pur și simplu ca regulă generală, dar dacă am folosit aceeași parolă pe contul spart și pe celelalte conturi ale asociației, este totuși indicat să o schimbăm. Pentru că acum știm că este cunoscută cel puțin unui atacator. Apoi facem inventarul răului făcut. Stăm împreună și ne gândim la ce are acces atacatorul de pe contul respectiv. Are acces la vreun fișier important, poate ceva ce am primit ca mesaj de la cineva din comunitate. Are acces la alte conturi. Are acces prin fișiere salvate pe contul respectiv la vreunele din celelalte conturi ale noastre sau la servicii publice. Știu eu, nu e exclus ca noi să ne ținem la un moment dat un Excel, poate un Excel parolat, poate nu, așa cum discutam ieri cu parole pentru alte servicii, pe un Drive și atunci dacă contul nostru de Gmail este spart, trebuie să ne gândim ce este în acel Excel și să schimbăm repede parolele din el. Inventarul răului făcut poate să fie foarte dureros și poate să fie un moment în care ne supărăm, ne enervăm, arătăm cu degetul, dar e important să rămânem calmi și să acoperim toată plaja lucrurilor care au putut fi atinse odată ce atacatorul are acces la contul nostru. Trebuie să ne gândim și ce acțiuni poate face atacatorul sau ce acțiuni face deja. Dacă postează în numele nostru prostii de genul cryptoscamuri sau postează îndemnuri către comunitate să cumpere un anumit lucru, nu e așa de rău. Pentru că dacă activitatea noastră era cu totul alta, e foarte clar că mesajele astea parcă vin de altundeva. Tot e foarte important să anunțăm comunitatea. În schimb, dacă acțiunile pe care le face atacatorul seamănă cu acțiunile noastre, dar au un alt mesaj sau o altă nuanță a mesajului, putem să ne gândim că avem de-a face cu cineva care încearcă să schimbe reputația organizației noastre sau chiar să ne facă rău. E foarte important să urmărim ce acțiuni face atacatorul și să le documentăm, mai ales pentru cazul în care vrem să. Pentru posibilitatea în care am putea afla identitatea atacatorului și am putea eventual să facem o plângere penală. O altă întrebare este cum putem opri orice fel de informație nouă să mai ajungă la contul compromis. De exemplu, dacă vorbim de un cont de social media pe care lumea ne scrie, mai ales dacă avem campanii în derulare la care lumea răspunde, mai ales cu informație personală, trebuie să oprim aceste campanii imediat sau să direcționăm comunicarea către un alt cont. Dacă vorbim de conturi de pe care noi facem broadcast, precum Telegram sau WhatsApp, știți că există anumite conturi de Telegram sau WhatsApp de pe care organizațiile pur și simplu trimit mesaje către comunitate. Este ideal ca pe alte canale să spunem că aceste conturi au fost complet compromise și să rugăm comunitatea să se dezaboneze de la ele. Este important să ne mai luăm în calcul cum era protejat contul, pentru a ne da seama cum ar fi putut el să fie atacat. Chiar și dacă un cont e protejat inclusiv cu autentificare în 2 pași, nu e deloc exclus ca el să poată să fie hacked. S-a întâmplat deja și metoda prin care aceste conturi sunt hacked este aceea că un atacator creează o pagină de login falsă, să zicem un login de Facebook, și cere victimei username-ul și parola, pagina arată identic cu cea de la Facebook, și în al doilea pas cere utilizatorului și al doilea factor de autentificare. Dacă utilizatorul nu-și dă seama că această pagină de login nu aparține Facebook de fapt, va da toate aceste informații
Și atacatorul le trimite imediat mai departe către Facebook. El ajunge să fie logat în contul victimei, dar victima nu. Și în momentul acesta, hack-ul s-a încheiat și victima nu mai poate face nimic decât eventual să-și dea seama și să apuce să se logheze pe pagina reală înainte ca atacatorul să schimbe parola. Mai e important să ne gândim cine avea acces la contul nostru pentru a face inventarul persoanelor sau nu doar persoanelor, dar și integrărilor cu alte aplicații care ar fi putut duce la acest hack. Este mai puțin probabil, dar s-ar putea ca din cauza că un cont al nostru de social media e integrat cu o altă aplicație, din această integrare să se fi deschis o portiță de o vulnerabilitate care ar fi permis ca conturile să fie hackuite. Este destul de rar, dar se poate. Din fericire, pentru social media nu există foarte multe astfel de integrări. Facebook a închis modelul integrărilor cu aplicații externe, dar era un moment în care chestia asta era super, super populară. În schimb, dacă sunt printre voi organizații care produc și cod cu surse deschise, o platformă precum GitHub are numeroase integrări cu aplicații terțe. Și în cazul ăsta este bine să avem un inventar cu toate integrările pe care noi cu mâna noastră le-am activat. Bun. Ce s-ar mai putea întâmpla este că cineva și-a pierdut dispozitivul sau i s-a infectat dispozitivul. Este bine să facem un inventar al tuturor dispozitivelor persoanelor din asociație care erau logate pe contul respectiv, să verifice dacă dispozitivele lor sunt parolate și dacă nu să le paroleze. Să ne gândim dacă este mai probabil ca parola să ne fi fost spartă sau ghicită sau dacă am trecut printr-un atac de phishing. Un atac de phishing ar fi exact ceea ce v-am descris mai sus. Un e-mail sau un SMS care ne spune că trebuie să ne logăm repede, să primim ceva sau să schimbăm ceva, iar pagina de login pe care ne trimite este una falsă. Dacă am primit un asemenea e-mail de phishing, este bine să-l documentăm, să-l păstrăm, mai ales pentru cazul în care vrem să facem o plângere. Trebuie să încercăm să ne amintim și care sunt ultimele acțiuni făcute de pe contul respectiv. Poate acest lucru ne va da indicii legat de cum a fost posibil ca el să fie spart și să documentăm cine a avut acces la cont de-a lungul timpului. Pentru că este foarte posibil ca, deși toată lumea care lucrează acum în asociație, să zicem, să aibă o igienă foarte bună de securitate, totuși, un colaborator din trecut sau un voluntar care a lucrat cu contul respectiv să fi pățit acea persoană, ca dispozitivul să fi fost pierdut sau furat sau dus, de ce nu, dus în service și din service cineva să fi folosit conturile care erau deja logate pe acel dispozitiv. Ce facem ca să nu se mai întâmple, sau cel puțin să nu se mai întâmple așa? Ar trebui să facem o listă cu toate conturile noastre de social media și de aplicații pe care le folosim și să facem lista cu cine trebuie să aibă acces la ele, unde ținem parola sau cum anunțăm toată lumea care e parola, cum folosim autentificarea în doi pași, ce metodă alegem și să facem și un protocol de revocare. Un protocol de revocare înseamnă o serie de pași pe care îi urmăm atunci când o persoană nu trebuie să mai aibă acces la contul respectiv. E bine să facem protocolul ăsta din timp, când avem mintea limpede, pentru că dacă trebuie să revocăm accesul cuiva atunci când suntem deja nervoși sau sub presiune, s-ar putea să greșim. De exemplu, am putea să schimbăm calitatea de administrator sau de editor a unei persoane, fără să schimbăm parola de la cont, și atunci, deși persoana respectivă poate nu mai are privilegii maxime pe contul respectiv, totuși are în continuare acces. Deci e bine să facem protocolul ăsta din timp și să-l urmăm pas cu pas. Ar fi bine să facem și o listă cu dispozitivele de pe care lucrăm și să parolăm aceste dispozitive. Dacă se poate, ar fi ideal ca pentru organizații să nu lucrăm de pe dispozitive folosite la comun.
Dacă lucrăm de pe dispozitive folosite la comun, o să discutăm și în continuare acestei prezentări. Ar fi bine să facem conturi de utilizatori separate. Aici mă refer în speță la laptopuri și la calculatoare, unde pe un singur calculator pot să existe mai multe conturi de utilizatori. Și atunci, dacă folosim calculatorul sau laptopul și la muncă și îl folosim, poate îl oferim, să zicem, copilului nostru să se joace de pe el pentru că poate e mai puternic și poate să ducă niște jocuri, e bine ca celelalte persoane care folosesc calculatorul respectiv să aibă un alt cont. La capitolul prevenție, spuneam mai devreme, e foarte bine să avem o listă cu conturi de social media, foarte important să înregistrăm cine are acces și de pe ce dispozitiv. Pe lângă asta, este foarte bine să mai facem curățenie prin sesiunile active. Sesiunile active sau dispozitivele asociate sunt liste de pe contul nostru de social media cu toate entitățile care sunt logate în acel cont. Zic entități pentru că în cazul sesiunilor active este vorba de obicei de persoane care au deschis o sesiune, dar în cazul dispozitivelor asociate pot fi dispozitive care nu sunt neapărat folosite de o persoană. De exemplu, unele conturi permit să asociem la ele boxe, da? Boxe smart. Și atunci pe lista dispozitivelor asociate o să fie mult mai multe entități. E foarte important să facem curățenie prin lista asta în mod regulat. Dacă vedem un dispozitiv pe care nu-l putem identifica, sau dacă vedem o sesiune care zice că este dintr-o locație unde noi n-am fost niciodată, e foarte ok să le ștergem din listă și în cel mai rău caz, cel mai rău lucru care se poate întâmpla după ce le-am șters, este că de fapt cineva chiar le folosea, poate chiar era un coleg de-ai noștri și noi nu știam care e dispozitivul respectiv și atunci acea persoană va trebui să se logheze din nou. Ăla e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Ca prevenție, e bine să ne gândim și la conturile de social media pe care nu le mai folosim și să le închidem. Dacă la un moment dat am testat o platformă pentru organizația noastră și nu ne-a ajutat sau n-am făcut ce ne-am dorit noi să facă, e bine să ne amintim, să ne ducem din nou să ne logăm și să închidem acel cont. Cu cât mai multe conturi din astea făcute de test rămân agățate și nu sunt închise, cu atât este mult mai probabil ca într-o bună zi unul din ele să fie preluat. Bun. Trecem mai departe la cazul în care informație din organizația noastră a fost copiată sau ștearsă sau criptată. Când spun criptată, mă refer la acele atacuri denumite ransomware, în care un calculator sau un dispozitiv este infectat, toate datele de pe el încep să fie făcute ilizibile, criptate, și apoi la final este lăsat un fișier în care atacatorul spune că toată informația a fost criptată și că dacă vrei să ai din nou acces la informația respectivă, trebuie să plătești o răscumpărare. Ransomware asta înseamnă software de ransom, software de răscumpărare. Și atacurile astea sunt în continuare foarte, foarte comune. Ba chiar am văzut la începutul invaziei complete în Ucraina, a Rusiei, am văzut o proliferare din ce în ce mai mare a atacurilor de genul ăsta. Erau mult mai dese și ținteau ce apucau, pentru că atacurile de genul ăsta de obicei nu-și propun să facă rău unei persoane cu nume și prenume, își propun să infecteze cât mai multe dispozitive, doar o plăti cineva răscumpărarea. Bun. În cazul în care am descoperit că informația noastră este fie copiată și publicată altundeva, sau ștearsă, sau criptată, cum oprim dauna? În primul rând, trebuie să ne dăm seama de unde a venit informația. Dacă e vorba de un calculator, un laptop, un smartphone, o tabletă, cel mai important pas peste care nu trebuie să sărim este să deconectăm complet acel dispozitiv de la internet, închidem și Wi-Fi-ul, scoatem și cablul de internet, nu-l mai conectăm la niciun hotspot și îl închidem complet. De ce zic că îl închidem complet? Acel dispozitiv a fost infectat cu ransomware și dacă informația noastră se criptează, încă nu a fost criptată toată, dar este în procesul de a fi criptată,
deja nu avem acces la niște fișiere, dar la altele încă avem acces, e important să oprim complet procesul de criptare. În cazul ăsta, cel mai ușor mod este să ne închidem complet calculatorul sau laptopul sau smartphone-ul. Putem să-l ducem apoi fie la un service, fie la o persoană care este expert în domeniu, sau expertă în domeniu, și acea persoană va ști ce să facă în continuare, dar primul și cel mai important pas este să ne închidem dispozitivul. Foarte important să vedem de unde a venit informația. Aici mă refer la cazul în care informația noastră nu este criptată sau ștersă, ci este copiată și publicată altundeva. Este important să ne dăm seama dacă informația a venit de pe un website sau de pe o aplicație de stocare. Dacă este cazul că informația a provenit, să zicem, de pe un Dropbox sau de pe un Google Drive, urmăm pași care sunt similari cu contul furat. Da? Intrăm, ne schimbăm parola, ne punem autentificare în doi pași, ne gândim cine a avut acces la cont și așa mai departe. Foarte important este să mutăm informația sensibilă de pe contul respectiv și sau să ștergem complet informația aceea din online. Dacă avem un backup cu informația respectivă undeva offline, e cu atât mai bine. Pentru moment, putem să o ștergem din contul de Dropbox sau din contul de Google Drive, ca nu care cumva, în cazul în care contul n-a fost neapărat spart prin exploatarea parolei, ci în alt fel, să nu care cumva ca informația să rămână acolo și să poată să fie copiată în continuare. Dacă este vorba de informație legate de beneficiari sau de persoane cu care lucrează organizația, urmăm pașii din regulamentul GDPR și anunțăm persoanele respective sau anunțăm comunitatea noastră nu mai târziu de 72 de ore de la detectare. O să mă opresc aici cu informația asta. Colegul meu, Bogdan Manolea, va avea o sesiune în a doua parte a zilei de astăzi despre GDPR și despre cum trebuie să ne comportăm fix în aceste cazuri și o să dea el mult mai multe informații. Eu doar am zis să zic, ca să nu se zică că n-am zis, ca să zic așa. Mai departe facem inventarul răului făcut. Dacă e vorba de documente de Google Drive, noi putem vedea istoricul editărilor. Să zicem că persoanele doar ne-au copiat fișierele și nu n-ar trebui neapărat să apară editări de la terțe persoane. Dar e foarte probabil ca dacă cineva s-a uitat prin, să zicem că a spart Google Drive-ul nostru și s-a uitat prin el, să fi scăpat din greșeală pe un document o tastă și atunci a pus acolo din greșeală o literă, un punct, un ceva. E foarte important să verificăm cele mai recent vizionate documente și să ne uităm în istorie, să vedem cine le-a editat. Dacă recunoaștem ultimile edituri, înseamnă că nu s-a atins nimeni, nu a modificat nimeni documentul, dar dacă vedem un edit care vine de la un cont care poate n-ar fi avut treabă cu documentul respectiv, e o indicație foarte bună că poate contul acela a fost vectorul prin care s-a copiat informația. Poate fi vorba de persoana din spatele contului sau poate că contul persoanei respective a fost preluat de altcineva. Când vine vorba de documentele din suita Office de la Microsoft sau din suita LibreOffice, dacă documentele care ne-au fost copiate și republicate sunt de acest tip, dacă avem acces la ele, putem să ne uităm la metadate. Pentru că în cazul acestor documente, dacă ele au fost publicate exact așa, după ce au fost copiate, au fost publicate direct undeva, atunci metadatele au rămas și în metadate noi putem să vedem care este contul de Microsoft, de Office, al persoanei care le-a creat sau le-a editat, când au fost create și editate ultima dată. Poate chiar de pe ce dispozitiv au fost create și editate. Metadatele acestor documente putem să le vedem pe Windows, de exemplu, click dreapta Details, și pe celelalte sisteme de operare există o modalitate similară. Deci dacă e vorba de documente care sunt create cu astfel de software, în metadatele lor există informații despre cine le-a creat.
Foarte important dacă informația copiată este informație video sau informație chiar audio sau imagini care provin din camere sau din telefoane, și acele fișiere au metadate care spun de unde au provenit. Mai ales dacă este vorba, de exemplu, de poze din camerele DSLR sau de videouri care nu sunt editate încă. Deci de date RAW, cum se numesc, metadatele lor pot conține chiar foarte multe detalii legate de care a fost dispozitivul din care au fost extrase. Și în felul ăsta am putea să ne dăm seama și cam de unde a provenit informația. Foarte important aici vreau doar să menționez că dacă e vorba de date audio-video sau doar imagini, putem vedea în metadate și dacă au fost modificate. Deci dacă cineva, să zicem, ne-a furat o cameră cu care noi făceam înregistrări pe teren și a început să editeze datele găsite în ea și apoi să le publice, noi o să vedem în metadatele acelor fotografii sau acelor videouri faptul că ele au fost editate. Vedem ultimele modificări și, deși nu putem spune neapărat ce a fost editat, putem să ne dăm seama cam care au fost intențiile. Dacă avem copii ale informației, este foarte bine să le punem undeva în siguranță. Aici vreau să menționez că unele site-uri de găzduire, de exemplu, compania care ne găzduiește nouă WordPress-ul organizației sau site-ul organizației, unele servicii de găzduire fac backup-uri. Dacă nu fac ele backup-uri, s-ar putea ca persoana care ne-a configurat site-ul să fie activat backup-uri automate. E foarte bine să verificăm. Sau poate dacă nu sunt automate, poate cineva face backup manual o dată pe lună. E foarte bine să întrebăm și să verificăm pentru că s-ar putea să descoperim că avem un backup și chiar dacă, să zicem, informația de pe site-ul nostru a fost criptată sau ștersă, nu e nicio problemă că avem un backup, pur și simplu îl punem pe ăla la loc și a trecut pericolul. Dacă e vorba de documente care, să zicem, că nu au fost șterse de pe calculatorul propriu, e bine să știm că unele suite de editare de documente salvează copii și în cloud. De exemplu, dacă vorbim de documente care sunt editate prin Microsoft Office, prin suita Office, și dacă noi avem un cont de Office, e bine să verificăm dacă nu care cumva Office-ul și-a făcut o mega pomană cu noi și ne-a salvat copii și în contul nostru de cloud. Dacă da, atunci am rezolvat problema. Chiar dacă local ne-a fost șters sau criptat fișierul, avem în continuare copia din cloud. Bun, dacă e vorba de ransomware, să revenim la cazul în care am fost victimele unui atac care ne criptează fișierele și ne cere răscumpărare. Deci dacă e vorba de un ransomware, căutăm pe internet conținutul e-mailului de ransom sau al fișierului de ransom, al fișierului care ne cere răscumpărare sau căutăm pe internet structura fișierelor criptate. Pentru că e posibil să existe deja mecanisme de criptare. În industria de securitate, de fiecare dată când apare un atac de tip ransomware nou, industria începe să facă o catalogare a modului în care operează. Cum criptează fișierele, cu ce algoritm, unde le pune și așa mai departe. De ce se face documentarea asta? Pentru că întotdeauna scopul este să se ajungă la o metodă de decriptare care este apoi publicată. Dacă nu este încă publicată, poate atacul este super nou, dar găsiți totuși articole pe internet de la firme de securitate sau de la experți care spun că există o metodă de decriptare, puteți să le trimiteți un e-mail și să spuneți că ați fost victimele acestor atacuri și că aveți nevoie de metoda de decriptare. S-ar putea ca pentru atacuri super noi, metoda de decriptare să nu fie publică dintr-un motiv foarte, foarte bun, anume persoanele care au dibuit cum pot fi decriptate datele, nu vor ca atacatorii să știe că au făcut o greșeală sau că cineva s-a prins, ca nu care cumva atacatorii să facă un atac și mai bun. Și atunci s-ar putea ca experții din securitate să spună public că se poate ca datele să fie recuperate, dar să nu spună cum. Caz în care le trimitem un e-mail și se rezolvă treaba.
Bun, cel mai important lucru de menționat aici este că noi nu recomandăm plata unei cereri de răscumpărare. Chiar dacă, să zicem, datele sunt super importante și suma pare o sumă pe care o putem plăti, nu recomandăm chestia asta. În primul și în primul rând, nu recomandăm pentru că plata nu garantează că veți primi informația înapoi. Sunt atâția hackeri care caută pur și simplu să facă bani, care nu operează pe niciun fundament etic și nu aveți de unde să știți cu cine aveți de-a face. Al doilea lucru foarte important este să nu ștergeți datele de pe dispozitiv. Dacă să zicem că vi s-a criptat un întreg laptop sau un întreg calculator, ați putea să fiți tentați să spuneți asta e, paguba a fost deja făcută, eu o să reinstalez sistemul de operare și șterg tot. Noi v-am recomanda că dacă puteți păstra dispozitivul așa cum e, să-l păstrați și să nu-l ștergeți, pentru că mai devreme sau mai târziu se va publica o metodă de decriptare. Mai ales dacă e vorba de atacuri noi, oamenii au nevoie de timp să-și dea seama cum poate fi recuperată informația și atunci, dacă așteptați încă o lună sau două, s-ar putea să vă puteți recupera toate datele și mai mare păcatul dacă le-ați șters. Deci, dacă se poate să păstrați datele, nu le ștergeți, dar dacă este, să zicem, singurul dispozitiv pe care puteți lucra și aveți nevoie de el în continuare, atunci, dacă puteți să mutați datele în altă parte, să le mutați pe un hard extern, puteți să le păstrați acolo și dacă nu și nu și nu, asta e, le ștergem. Să ne gândim la cauzele plauzibile aici. Este foarte similar cu cazul în care ne-a fost spart un cont, pentru că multe cauze plauzibile sunt la fel. Așa că pur și simplu facem referire la slide-urile din trecut. Și să ne gândim cum facem să nu se mai întâmple sau cel puțin să nu se întâmple chiar așa. Aici sunt tot așa pași similari cu securizarea conturilor. Toate dispozitivele noastre trebuie să aibă parole. Ideal ar fi ca utilizatorii de pe dispozitivele pe care le împărțim cu încă o persoană să fie utilizatori diferiți. Dacă vorbim de un dispozitiv pe care îl împărțim cu un copil, ar fi ideal să instalăm software de control parental și nu pentru cazul să vedem pe ce site-uri umblă sau astfel de monitorizări care pot fi și invazive, ci să instalăm un software de control parental exclusiv pentru a înregistra, să zicem, când cineva s-a logat pe dispozitiv, și pentru a registra, de exemplu, ce programe sunt instalate. Lista programelor instalate ne ajută foarte mult să ne dăm seama dacă a fost instalat un program care să viruseze sau care să exfiltreze date, dar, din nou, nu sugerăm software-ul ăsta de control parental pentru a monitoriza ce face cealaltă persoană, ci mai mult pentru a ne îngriji de integritatea dispozitivului. E un pic greu când îl ai deja instalat să nu te mai uiți și pe aici și pe acolo și la celelalte funcționalitățile software-ului de control parental. Eu am vrut doar să zic că ajută ca metodă de diagnoză, dar nu încurajez folosirea lui pentru alte lucruri. Vreau doar să spun că un software de control parental poate fi folosit și atunci când partajăm un dispozitiv, nu neapărat cu un copil, dar să zicem că avem un calculator mai vechi pe care îl avem în casă și dacă vine cineva pe la noi și are nevoie să lucreze un pic, îl oferim persoanei respective. Putem să avem și acolo un software de control parental sau dacă nu e vorba de calculator, poate chiar de o tabletă. Multe persoane au tableta, de exemplu, conectată doar pentru muzica din casă sau doar pentru filme. În cazul ăla, iarăși e util un software din ăsta pentru că ne arată cine s-a logat, cine a folosit, ce programe s-au instalat. Super util pentru cazurile de diagnoză. Bun. Dacă bănuim că ne-am infectat, pornind de la niște fișiere, este foarte, foarte util să avem un antivirus, mai ales dacă lucrăm cu foarte multe fișiere trimise de persoane necunoscute. Pentru PDF-uri există un software numit Danger Zone, v-am lăsat aici link-uri. Software-ul ăsta poate să fie folosit pentru a sanitiza PDF-uri. A sanitiza înseamnă că PDF-urile uneori pot conține atacuri, pentru că PDF-ul e un standard super complex și poți să bagi o grămadă de chestii în el, inclusiv virus, și atunci software-ul ăsta Danger Zone face dintr-un PDF potențial malițios, un PDF absolut harmless, care nu face nicio pagubă.
Danger Zone este scris de Michael Lee, care lucra pentru The Intercept și este acum preluat și menținut de Freedom of the Press Foundation. Deci are o organizație foarte reputabilă în spate. Pe cât e posibil, vă recomand să nu instalați programe crecuite și să nu deschideți fișiere necunoscute sau complet neașteptate. Dacă uneori trebuie să deschidem fișiere necunoscute și, na, din păcate, uneori chiar trebuie, nu avem încotro, ni se trimit rapoarte, ni se trimit solicitări, ni se trimit documente Word sau PDF și trebuie să le deschidem, trebuie să le citim, v-aș recomanda să le urcați în Google Drive și să le vizualizați exclusiv în Google Drive sau într-un alt software similar. Poate aveți un Nextcloud și puteți să le vizualizați în Nextcloud și așa mai departe. De ce? Dacă fișierele respective sunt virusate, în momentul în care le vizualizați prin Google Drive sau prin Nextcloud, virusul ăla se declanșează pe serverul Google, nu pe calculatorul vostru. Și Google are metode de protecție mult mai bune. Deci, să fie paguba la Google, nu la voi. Dacă totuși nu este o opțiune să le urcăm, putem să folosim un laptop mai vechi sau un calculator mai vechi. Foarte important, fără conexiune la internet. De ce? Pentru că dacă deschidem un virus, virusul, în cel mai rău caz, va face pagubă doar pe acel calculator. Fără o conexiune la internet, el nu se poate propaga mai departe. Sau dacă nu avem un dispozitiv din ăsta mai vechi, putem să punem sistemul de operare denumit Tails pe un USB extern. În acest link aveți și un ghid care vă explică cum să faceți chestia asta. Și Tails este un sistem de operare făcut exclusiv pentru cazul ăsta, în care trebuie să lucrăm cu fișiere, în care nu avem încredere, nu știm de la cine sunt și așa mai departe. În zona de prevenție, e ideal ca toate dispozitivele să fie cu sistemul de operare la zi, cu versiuni de aplicații la zi și cu browserul cu toate update-urile făcute. Mai mult decât atâta, vă recomand din suflet să faceți backup-uri frecvent, fie în cloud sau pe un dispozitiv fizic. Cel mai ideal e ca dispozitivul fizic pe care faceți backup să nu fie în aceeași locație din care lucrați, pentru că, Doamne ferește, se inundă sau se întâmplă un incendiu sau se întâmplă un cutremur, Doamne ferește, dar ideal ar fi ca backup-ul să fie altundeva, să aibă o șansă să rămână intact, chiar dacă se întâmplă ceva cu celelalte dispozitive. Antivirusul poate să ajute, dar și mai mult ajută precauția. Windows Defender ca antivirus este gratis, este și foarte ok, puteți să-l folosiți. Dacă primim fișiere sau e-mail-uri ciudate de la cineva pe care cunoaștem, putem oricând să confirmăm pe un alt canal de comunicare, pentru că se prea poate ca cineva pe care cunoaștem să fi fost ea sau el ținta unui atac și în urma atacului să fie folosită adresa de e-mail sau contul de WhatsApp să disemineze fișiere virusate și atunci dacă primim de absolut nicăieri un fișier de la cineva, nu ne așteptăm. Nu l-am rugat să ne trimită nimica și pur și simplu ne trimite un PDF, putem să sunăm și să ne întrebăm, hei, de unde a venit PDF-ul ăsta, ce conține, de ce mi l-ai trimis, e de la tine și așa mai departe. Bun, am ajuns la ultimul cazul în care dispozitivele ne sunt infectate. Deja am spus o grămadă de chestii utile, foarte multe chestii se vor repeta. Cum oprim dauna, oprim dispozitivul, deconectăm de la internet. Ajută foarte mult și ca să vedem dacă semnele infectării se întâmplă și când dispozitivul e deconectat. Pentru inventarul răului făcut, v-am lăsat aici un software, se numește Mobile Verification Toolkit, este produs de Amnesty International și a fost folosit pentru toate investigațiile din investigația mai mare numită The Pegasus Project. Pegasus este un program de tip spyware, este un program care poate infecta dispozitive fără ca tu să faci nimica. Au fost infectate numeroase persoane și din societatea civilă, și din sfera politică, și judecători sau jurnaliști în țări diferite, inclusiv în state membre ale Uniunii Europene. Și acesta a fost software-ul care a fost folosit pentru a detecta dacă un dispozitiv e infectat, când a fost infectat, cum și așa mai departe.
Puteți să-l folosiți, e destul de ușor de urmat, e ușor de urmat documentația. Sau dacă aveți orice dubii că cineva s-ar putea să fie infectat un dispozitiv al vostru, eu am fost trainuită de către Amnesty International să-l folosesc, deci pot să fac verificări cu el. MVT nu funcționează doar pentru software de tip spyware, ci și pentru stalkerware. Stalkerware este un nume dat acelor softuri prin care cel mai des ele sunt folosite în relații intime pentru ca un partener să monitorizeze pe celălalt. Este o chestie atroce, dar se întâmplă și MVT conține și moduri de a identifica software din acesta de tip stalkerware. Mai departe, dacă este vorba de un telefon mobil care a fost infectat, putem presupune și că numărul de telefon trebuie scos complet din uz. De ce? Pentru că numărul poate fi folosit pentru a infecta un dispozitiv nou. În cazul software-ului de tip spyware, foarte, foarte des acest software își țintește victima prin numărul de telefon. Și atunci, dacă, de exemplu, ni s-a infectat un dispozitiv și îl închidem, și scoatem cartela SIM și o punem în alt telefon, cartela aia SIM are același număr pe ea și acel număr poate fi folosit pentru a infecta și dispozitivul nou. Deci, ideal, pur și simplu luăm o altă cartelă SIM, un alt număr de telefon și începem de la zero. Care sunt cauzele plauzibile? O parte din cauze sunt cele de care am discutat și până acum, ce aplicații am instalat, ce fișiere am deschis, e bine să facem o catalogare a acestora. Un alt vector de infectare pentru dispozitive cu stalkerware sau spyware sunt SMS-urile sau mesajele, mai ales mesajele provenite de la persoane necunoscute care ne intră în request. Știți că pe WhatsApp, dacă primiți un mesaj de la cineva pe care nu aveți în agenda, WhatsApp vă întreabă, vrei să accepti mesajul ăsta? Acele mesaje, e foarte important să le documentăm și SMS-urile și mesajele de la persoane necunoscute. Pentru că știm deja că SMS-urile și WhatsApp-ul au fost deja folosite cu succes în campanii de infectare cu spyware. Sunt niște vectori de atac deja cunoscute. Deci, mai ales când vine vorba de WhatsApp și de SMS, e bine să documentăm orice mesaj complet necunoscut. În cazul laptopurilor sau al calculatoarelor, e bine să încercăm să ne amintim dacă am introdus sticul USB în ele. Dacă am găsit un stick sau am primit un stick sau am primit informații pe un stick și l-am băgat în calculator, e bine să punem chestia asta pe foaia pe care catalogăm cauzele posibile, pentru că s-ar putea ca acel stick să fie virusat. Dacă folosim software crecuit, la fel e bine să-l catalogăm și să spunem cum a fost crecuit, de unde am luat crack-ul și așa mai departe, pentru că crack-urile sunt și ele un vector de infectare foarte comun. Și dacă tot suntem aici, e bine să rulăm și un antivirus dacă îl avem. Pe zona de altădată să nu se mai întâmple chiar așa. În cazul în care ne este teamă de spyware sau stalkerware pe smartphone, ajută să dăm restart la dispozitiv o dată pe zi. E important de spus că restartul ăsta va șterge semnele că s-a încercat infectarea. Poate nu e cazul majorității oamenilor din această conferință, dar totuși, dacă aveți orice motiv de a crede că dispozitivele din organizație ar putea să fie vizate de atacuri cu spyware sau stalkerware, puteți folosi metoda asta de prevenție, să dați restart, știind totuși că asta va șterge, în cazul în care sunteți țintiți, va șterge semnele că s-a încercat infectarea. Deci dacă vreți apoi să documentați faptul că cineva a încercat, restartul șterge toate semnele, dar ajută ca dispozitivul să nu fie infectat. Și de ce spun chestia asta? Pentru că poate să sune un pic ciudat. De ce să dau restart o dată pe zi? Dacă e vorba de un stalker sau spyware pe care nu l-am instalat noi crezând că e altceva sau pe care nu ni l-a instalat cineva, atunci poate am fost ținta unei infectări de la distanță. Majoritatea infectărilor nu persistă după un restart. Nu este cazul unor programe de tip spyware foarte performante.
cum este cel pe care l-am menționat, Pegasus, este probabil cel mai temut program de tip spyware, care este persistent și care este atât de performant încât e foarte greu să-l scoți de pe un dispozitiv. Dar programele mai prostuțe, care costă mult mai puțin bani, la care au acces și oamenii care știu pe ce foruri să caute, aceste programuri mai puțin performante nu persistă după un restart. E foarte greu să le faci să persiste și așa că un restart pe zi le șterge de pe dispozitiv. S-ar putea ca restartul să nu șteargă chiar toate semnele că am fost infectați, dar respectivul program nu mai poate funcționa. De ce spun dacă nu ni l-a instalat cineva? În cazul programului de tip Stalkerware, deci aceste programe care sunt folosite în violența de gen, violența împotriva partenerilor intimi, cel mai des programele astea sunt instalate de cineva. De aceea repetăm și vă încurajăm ca toate dispozitivele să fie parolate, chiar și telefonul vostru personal să aibă un PIN, o amprentă, un Face ID, orice, 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 dar să fie parolat pentru ca nimeni să nu poată să vă instaleze software fără ca voi să știți. Chestia asta se întâmplă și la case extrem de mari. Nu trebuie să fii o persoană super documentată ca să te protejezi. Tot ce trebuie este ca dispozitivul să fie parolat și parola să nu fie cunoscută de altcineva decât de tine. Și când zic parolă, zic și PIN, amprentă, Face ID. Tot din seria ce să facem ca să nu se mai întâmple. Vreau să menționez că de obicei nu există niciun motiv bun să dăm click pe link-uri primite în SMS sau să deschidem fișiere primite pe care nu știm cine le-a trimis și nu știm nici de ce. Sigur, există excepții și putem să ne gândim foarte ușor la excepții. Există persoane care ne trimit, știu eu, avertizări sau persoane care ne trimit ponturi sau care documentează lucruri pe care ni le trimit să le vedem și așa mai departe. Mai ales dacă avem campanii deschise, putem să primim fișiere și de la persoane necunoscute. Dar dacă nu avem nicio campanie deschisă și dacă n-am cerut nimănui să ne trimită o documentare, ci primim pur și simplu de nicăieri un e-mail cu o grămadă de atașamente, nu-i neapărat cazul să-l deschidem. Dacă e o chestie urgentă și dacă cineva chiar are nevoie ca noi să interacționăm cu ele, probabil o să ne sune, probabil o să ne dea un mesaj pe Facebook, Instagram, LinkedIn, o să ne găsească într-un alt mod. Deci, de obicei, nu prea avem motive bune să dăm click pe link-uri din SMS-uri sau să deschidem astfel de fișiere. Există niște campanii de phishing în momentul de față în care se trimit link-uri către servicii de curierat și ni se spune că trebuie să ne modificăm adresa, că nu ne-a găsit curierul și mai departe. Majoritatea, mie îmi vine să zic toate, dar majoritatea chestiilor ăstora sunt păcăleli. Ar fi bine, având în vedere că sunt atât de des întâlnite, ar fi bine să ne uităm la un moment dat care e site-ul oficial al Poștii Române și care e site-ul oficial al DPD și Fan Curier și mai departe, să le reținem și să ne uităm la SMS-urile astea cu un ochi critic, pentru că de cele mai multe ori linkul din SMS nu e unul din linkurile oficiale. SMS-ul zice că e de la Fan Curier, dar link-ul nu e de la Fan Curier. Nu-i niciun motiv pentru care Fan Curier ar folosi un alt link de pe altă platformă. Cele mai multe șanse e că sunt păcălei. În zona de prevenție, toate dispozitivele cu sistemul de operare la zi, am mai zis chestia asta. Pe dispozitive Apple, vă recomand din suflet să activați Lockdown Mode și dacă aveți nevoie de un Android care să fie sigur, vă pot recomanda Graphene. Graphene e un sistem de operare care funcționează doar pe telefoane Android de tipul Google Pixel, dar în momentul de față este cel mai sigur sistem de operare de smartphone care nu este de la Apple. E un picuț de inconvenient că funcționează doar pe pixeluri, nu funcționează și pe Samsung-uri sau Huawei-uri sau OnePlus-uri și așa mai departe. Dar dacă sunteți o persoană care lucrează cu date extrem de sensibile sau dacă călătoriți în zone în care, să zicem, conexiunea de la internet nu e foarte sigură sau e monitorizată, ajută foarte, foarte mult.
Grafin este sigur pentru că reduce din funcționalitățile sistemului de operare, astfel încât sistemul de operare este cât mai puțin vulnerabil posibil. În momentul de față, și vorbesc doar de momentul de față, nu știm niciun atac cu spyware care să fi infectat un dispozitiv cu grafin. Nu știm oficial nici un atac care să fi infectat un dispozitiv cu lockdown mode activat pe Apple, pe telefoane de tip iPhone. Tot în zona de prevenție, recomand să lăsați firewall-ul activ. El oricum este activ atunci când instalați sistemul de operare. Să separați dispozitivele de muncă de cele personale și să separați conturile de stocat fișiere personale de conturile de stocat fișiere de muncă. Dacă stocați fișiere în cloud, să aveți două conturi diferite pentru cele personale și pentru cele de muncă. Astfel încât dacă, Doamne ferește, se infectează unul, să nu se infecteze și celălalt. Asta a fost prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră și aștept întrebări.